Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Direcția pentru Agricultură Județeană Călăraș organizează în perioada 10-13 octombrie 2019 pe platoul din fața Consiliului Județean Călăraș, în parteneriat cu Primăria Municipiului Călăraș, Camera de Comerț, Industrie, Agricultură Călăraș, Consiliul Județean Călăraș, evenimentul Zilele Porților Deschise, expoziția de produse agroalimentare românești cu vânzare. La expoziție vor participa 40 de producători și comercianți din județul Călăraș. Așa cum s-a spus, ziua de 10 octombrie este ziua națională a produselor agroalimentare românești. Cred că pe parcursul celor 30 de ani, de la 1990 până în prezent, s-a observat destul de clar că piața produselor agroalimentare românești este în scădere. Importurile la aceste produse, atât din țările Uniunii Europene, cât și din țările terțe, au depășit valoarea produselor române. Este cazul de 2 ani să readucem pe poziție, acolo unde trebuie, produsele românești. Când vorbesc de produse agroalimentare românești, vorbesc de produse consacrate, produse tradiționale, și acele produse fabricate cu scheme de calitate cu indicații geografice recunoscute în Europa. La acest eveniment în Călăraș am încercat să aducem producători din cât mai multe sectoare, după cum se vede, din capăt, din sectorul piscicol. Avem ca invitat pe domnul Barbu Petrică de la Piscicola Rasa. Continuăm cu produse din brânză, lactate și alte derivate, produse de panificație, pâine și panificație. Avem firmă reprezentată ce înseamnă sectorul avicol, partea de cofetărie, partea de cofetărie cu produse vegane. Avem reprezentanți din sectorul avicol, reprezentanți din sectorul legume, fructe în stare proaspătă și, nu în ultimul rând, firma Tot Natur, suc naturale 100%. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru prezență și sper că pe parcursul celor 3 zile să aveți o activitate, o nouă activitate frumoasă și poate să ne reîntâlnim și la anul. Mulțumesc! Așa cum prevede parteneriatul, protocolul cu Primăria Călăraș, Consiliul Județean Călăraș, Centrul Cultural Călăraș, cu sprijinul instituției prefectului și Camera de Comerț, voi da cuvântul domnului primar Drăgurimi.
domnule director, doamnelor, domnilor, dragi prieteni, pentru că am foarte mult aici în zonă, mă bucur că se reia o activitate care de mulți ani ne-a ajutat gospodărește, ca să spun așa, fiecare dintre noi ne-a creat totul de oameni și își cumpărau cele necesare pentru ei. Îi fericit pe cei de la Direcția Agricolă pentru realizarea acestui întâlnit. Sper că din ce în ce numărul celor care ar trebui să vină să permite produsele lor să fie cât mai mare. Într-adevăr, este bine ca cei care ne conduc să se aprecie mai mult asupra produsului lor. Să găsească posibilitatea legală din legi să vină în terminarea acestora, astfel că produsele noastre, produsele celor care le cultivă și le prelucrează, să aibă un interes, să aibă o altă valoare din vedere al modului în care sunt afectate de organele abilitate. Văd de la produse din pește, să le văd pui, îmi pare rău că nu văd care de porc și de vită. Tot ceea ce se arată aici, dovedește că de felul Călăraș și prejurul municipiului există producători care cu trudă reușesc să cultive produse care se ridică la un nivel ridicat. Vă fericit, îi fericit pe toți cei care au venit, să aveți trei zile bune și frumoase și producătorii să-și vândă cât mai multe produse. Partener de nădejde de fiecare dată la fiecare eveniment care se desfășoară în municipiul Călăraș și numai. Așa cum am spus, partener Camera de Comerț, Industrie și Agricultură, reprezentată de doamna Silvia Mănânțescu, însă o să-i dau cuvântul domnului președinte al Consiliului Județean, Vasile Ionescu. Vă mulțumesc! În primul rând vă salut pe toți care sunteți prezenți cu aceste minunate produse românești, produse în Călăraș. Aici, domnule director, doamna Popa, trebuie să vă felicit și întreg colectivul dumneavoastră de profesioniști care ați reușit să-i convingeți pe acești oameni să fie prezenți astăzi la Călăraș, în ziua produselor tradiționale. Și aici îl văd în fața mea pe domnul Adam. Și n-aș vrea să nu aduc aminte călărășenilor de omul care era inimos și domnul Adam era secundul. Domnul Ion Ciulinaru, care făcea ziua recoltei. Trebuie să-l pomenim pe acest om că director la Direcția Agricolă a făcut multe minuni pentru Călăraș. Așa că să-l aplaudăm, Dumnezeu să-l lucrează acolo unde e. Îl pomenim pentru că împreună cu domnul Adam ne bucura de ziua recoltei la Călăraș și era minune. Lucrurile se văd, înseamnă că e bine, înseamnă să menținem tradiția an de an, noi să fim parteneri Primăria Municipiului Călăraș, Consiliul Județean, Camera de Comerț și Industrie și Agricultură, să reușim în echipă. Dumnezeu să ne ajute și felicitări Direcția Agricolă pentru ce facem.